În sfârșit avem e-wallet-ul gata de activat. Deci cum facem lucrul ăsta? Deci ne logăm în backup office și mergem la e-wallet. Deci apăsăm pe e-wallet la următoarea pagină. Deci dăm puțin în jos și vedem aici scrie to set up a new withdrawal profile, click here. Deci apăsați aici la click here. Se deschide următoarea căsuță și acum urmăriți. Avem aici sus, cu albastru, spune You have not activated your iPad e-wallet. Deci nu ai activat e-wallet-ul și ca să-l activezi trebuie să apăsăm, uitați-vă aici, la Activate your iPad. Deci apăsăm pe butonul acesta și s-a deschis aici detaliile, deci pentru a verifica toate informațiile dacă sunt corecte, apăsați pe butonul acesta, Registra iPad e-wallet account și apăsați aici. Ok? Și acum spune Congratulations, your iPad e-wallet account has been created for you. Deci este creat, deci totul este ok. Ca să vă logați, trebuie să apăsați pe butonul respectiv. Click here to log into your iPad. Apăsați aici. Acum, automat ați primit un e-mail cu un link de activare, deci trebuie să apăsați pe linkul respectiv, este un link mai lung. Ați primit username-ul și ați primit și parola. Deci vă duceți și vă activați e-wallet-ul și vă logați înăuntru. Și apoi aici sunt câteva lucruri. Verificați iarăși adresa dacă este corectă. Trebuie să puneți data de naștere, deci apăsați aici și căutați data care o fie ea. Aici trebuie să fiți de acord cu detaliile de mai sus sunt corecte. Apoi la agreements, la punctul 2, aici trebuie să, bineînțeles, trebuie să verificați să fie țara corectă și așa mai departe. Limba pe care o doriți, deocamdată sunt câteva, lăsați în engleză. Și aici, deci, la agreements, spune că deci trebuie să fiți de acord, că ați verificat toate informațiile mai de sus sunt corecte, sunt de acord cu termenii și condițiile. Și acum aici trebuie să vă alegeți un PIN de tranzacție. Deci, de la 4 la 10 numere digitale. Deci, puteți să puneți oricare, dar vă rog să le registrați undeva pentru că la orice tranzacție, orice mișcare, orice schimbare vreți să faceți, va trebui să folosiți acest PIN. Apoi aici trebuie să vă alegeți răspuns la întrebări. De exemplu, aici te întreabă What was your first job? Adică ce serviciu ai avut prima dată și scrii la aici, mecanic, inginer, eu știu, vânzător sau așa. What's your mai Mother's maiden name, deci numele de mame, de fată, sau puteți alege alte întrebări aici, deci eu știu care e numele primului tău cățeluș sau pisică, sau mă rog, pentru că astea sunt foarte importante. Dacă ceva se întâmplă pentru a recupera, va trebui să folosiți aceste întrebări. Trebuie să le scriți undeva frumos jos și să le aveți, să le păstrați, pentru că recuperarea înseamnă că ei trebuie să facă investigații și e foarte greu. Dar așa, deci, dacă le aveți voi, sunt totul este ok. Și apăsați continuu și la următorul pas acolo mai verificați o dată și finalizați. Deci, cam așa se face e-wallet-ul. Apoi, aici sunt și videouri, deci îți arată pas cu pas și vizual ce trebuie să faci la fiecare mișcare și la fiecare punct. Ok, deci sper că totul este ok și haideți să folosim și acest e-wallet. Este foarte bun pentru că are și card de Visa card care puteți să-l comandați și puteți să legați cu banca dumneavoastră. Deci puteți să faceți atâtea operațiuni cu el. E foarte ușor, deci pentru plată, pentru a primi comisioanele, etc. Vă mulțumesc!